Zilele trecute am gândit la un subiect, demn de un workshop, pe care să vi-l prezint așa, după o temeinică cercetare în domeniu. Dar într-un moment de maximă sinceritate cu mine însă, am realizat că singurul subiect pe care vi-l aș putea aduce, bazat într-adevăr pe o cercetare, este ceea ce mi-a ocupat cam ultimele două luni din viață și anume tema convergență. Nu știam dacă se va duc cu mine în acea entitate a noțiunilor tehnice, să vă iau un fel de sahară juridică în care să vă pierdeți printre diferiți termeni, dar așa cum un poet poate vorbi foarte frumos jocuri de cuvinte fascinante, așa cum un matematician de pildă va aduce atâta și atâta explicații despre teoriile neopiniene, să spunem, și eu m-am gândit să vă iau puțin în lumea mea și să vă povestesc azi despre ceva, despre acțiunea civilă în procesul penal. Sperăm că să vă placă. Desigur, pentru că scopul nu este de a încărca inutil publicul, ci de a-i prezenta ceva util, m-am gândit să pun asta într-o formă cu care poate vă veți întâlni sau din fericire nu, cândva în viață și, desigur, într-o formă care să ne permită tuturor să tragem câteva concluzii despre oameni, pentru că la asta ar trebui să ne pricep. Vă propun, așadar, să începem cu un mic exercițiu de imaginație și cu un context cât se poate de verosimil. Imaginați-vă că sunteți un membru pasionat Toastmasters Cluj și că astăzi este, ghiciți ce, o fascinantă zi de marți. Desigur, ceea ce vreți voi să faceți spre seară este să veniți la o ședință pentru a asculta anumite discursuri și a vă îmbunătăți și a vă îmbogăți cunoștințe. De data aceasta, orașul pare mult mai fascinant decât în alte zile. Sunteți undeva la o trecere de pietoni, aproape de bibliotecă și acest Cluj, care părea în alte zile ca în romanele lui Henry Miller, de această dată are un gând răuitor, pur și simplu un cadru arhitectural minunat la cursul soarelui. Totul pare perfect. Aparent, chiar și acest biciclist îmbrăcat în roșu, care vine fulgerător spre voi, cu o viteză inimaginabilă și care vă sperie. Pentru că știți voi, astrele nu sunt totdeauna aliniate vă ciocniți și ajungeți în câteva secunde pe carosat. Uitându-vă în jur, cu o durere încălzitoare de față, vă dați seama că tocmai ați pierdut cel mai important accesoriu pe care îl poate avea un membru Toastmasters. Și anume suntem, pentru că lângă voi se află doi dintre mințișorii aceia pe care îi feriați meticulos în fiecare zi de câteva ori. Și care stau alături neajuturați, îngrozindu-vă, și făcând-vă pur și simplu să nu mai să vă înțelegeți. Ei bine, în acest moment, deja putem intra în zona teoriei. Teoria este între mediciniști și juriști. Iar eu, desigur, mă voi alătura ultimei tabere și vă voi spune că, în acel moment, nu vă ați suferi un judiciu estetic, grav și permanent. Iar mediciniștul acela îmbrăcat în roșu, care venea fulgerător cu un fel de lege al străzii, e momentul când ar trebui să punem un stop cadru și să intrăm puțin într-o incursiune în lumea dreptului pentru a vă arăta că este tot prezent. De la contractul de vânzare cumpărare pe care îl încheiați fiecare dintre voi atunci când cumpărați pâine de la magazin, până la știrile de la ora 5 pe care le vedeți seara și care vă arată în fața camerei o mulțime de infractori. Foarte mulți dintre ei stând frumos și țină discursuri la un moment. Ei bine, dreptul, așa ca planeta Terra, are două emisfere mari. Și anume, dreptul civil și dreptul penal. Fiecare dintre ele ne întâlnim în viața de zi cu zi și fiecare are particularități și e fascinant stilul propriu. Dreptul penal e cel de care avem nevoie cel mai mult. Pentru că trăim această lume atât de haotică, cu oameni heterogeni, diferiți și avem nevoie de un minim de și de siguranță în toate relațiile socio-umane pe care ne întreținem. Ei bine, el se ocupă să ne asigure că, de pildă, această geantă pe care am
pe scaunul, stă frumos acolo și nu o să plece cu vreunul dintre voi acasă. Sau, la finalul ședinței, dacă o să-mi vin așa un chef de a lua un membru din sală cu mine acasă, o să vă face asta decât cu acordul lui, pentru că altfel ar fi o lipsire de libertate. Și, în ultimul rând, tot el ne duce cuvântul ca acel bicitrist care a îndrăznit să meargă cu o asemenea viteză ar trebui sancționat pentru că a comis o vătămare corporală și ne-a cam afectat integritatea noastră fizică. Cealaltă emisferă este a dreptului civil. Dreptul civil ne întâlnim la fel. Viața de zi cu zi este la fel de prezent ca cel penal. Dreptul civil, așa cum spunea un profesor Maimus, din perioada interbelică, este ca un fir roșu care însuțește existența noastră de la naștere în cele mai importante momente ale vieții până la moarte. Este mai filozofic de felul lui așa. De pildă, atunci când venim pe lume ca niște ființe nou venite, avem și noi nevoie de un cadou de la această societate, de plină niște drepturi. Un drept la un nume, un drept la o rodină părintească, un drept la moștenire, de ce nu? Totodată, pe măsură ce ne dezvoltăm, ajungem să-i dăm dreptate unui scriitor care spunea la un moment dat, acelui economist care spunea la un moment dat că omul este singurul animal care face negoți. Niciun alt animal nu mai face. Un câine, de pildă, nu se poate niciodată comerț cu oase, cu alt câine. Așa că și noi, când începem a lua un patrimoniu, vom simți nevoia să răspunim, să dăm și să primim bani. Și în cazul de față pe care l-am prezentat, vom simți nevoia să scuturăm temeii pe acel biciclist îndrăzneț care a îndrăznit să ne lezeze integritatea fizică și să obținem, desigur, niște bani de la el. Ei bine, în acest moment începe fabulosul joc de șah al dreptului. Pentru că oricâte principii și oricâte drepturi subiective am avea, nu ne-am putea la viitoare de fiecare niciodată dacă nu avem o procedură. Ca un chirurg, imaginați-vă, care știe pe de rost toată anatomia și toată energie, dar ajuns în fața pacientului, pur și simplu nu știe ce instrument să ia și cu ce să facă operație. Ei bine, la asta ne ajută și procedura. Și ea, desigur, are două sfere. Este vorba de un proces civil și de un proces penal. Și imaginați-vă acel viet membru Toastmasters, pe carosabil, fiind pus în fața situației infinite și gata să se ducă la ambele instanțe ca să-și va urmărice dreptul. Dreptul ar fi un șoc, pur și simplu pentru el. Să aștepte un an, sau mai bine de un an, pentru ca acel infractor să primească o pedeapsă și să se trezească fără bani, suferind atâta prejudicii. Pe de altă parte, după aceea să mai aștepte o altă perioadă, la fel de lungă, și să-și dea seama că, fiind o instanță privată, nimeni nu-i mai pasă de cazul lui. Nici cluj.ro nu o să mai scrie despre ce s-a întâmplat, nici monitorul de Cluj sau alte ziare nu o să-i mai dea atenție. Ceea ce m-a învățat această mică incursiune în lumea dreptului, în care nu știu dacă ați intrat sau, dar pe care am încercat cu tot dragul să vă prezint cât mai puțin, este că despre oameni putem ști întotdeauna sau putem afla că se află într-un fel de nevoie atât de concret cât și de abstract. De pildă, acel piet membru Toastmasters de care vă povesteam, oricât ar crede în valoarea de dreptate, de bine, de adevăr, niciodată nu o să se simtă mulțumit dacă o să meargă pe o singură cale și o să obțină doar satisfacția că acel om a primit o pedeapsă, dacă nu primește și ceva material, dacă nu e compensat financiar pentru ce a obținut. Pe de altă parte, oricât de mult s-ar duce el și ar primi din partea unei instanțe o sumă uriașă de bani, niciodată nu o să se simtă împlinit dacă nu o să aibă încredere că și dreptate să realizeze prin asta. Ei bine, un om genial să veniți în mine, sau un sistem genial să veniți în mine aceste lucruri și așa s-a născut fabuloasa temă de licență de care vă vorbeam, numită acțiunea civilă în dreptul penal. Și asta, ca un mic bonus, pe final, m-am învățat un lucru foarte important despre oameni și anume că cel mai important lucru pe care îl putem face este să cunoaștem întotdeauna regulile de joc. Degeaba am avea de noi tone de materiale prețioase, de care vrem, dacă nu să știm sub ce formă o să le punem ca să facem o casă. De aceea, vă invit și pe voi să fiți cât mai curioși și să începeți prin a citi o carte foarte bună, numită Teoria Justiției, a lui John Rawls, care vă face o mică incursiune în acest
Felicitări! Mie, cel puțin, mi-a plăcut discursul foarte mult. Asemenea unui poet care reușește să ne încânte în cuvintele sale frumoase și să le rânduiască, așa consider eu că ai reușit și tu să ne duci în lumea dreptului. Sincer, am simțit după discurs că vreau să mă apuc și eu de licență și să-mi fac licența pe tema acțiunea civilă în dreptul penal. Și nici măcar nu sunt vădere. Îți mulțumesc pentru asta. Consider că te-ai poziționat de la început ca un expert. Ai apărut în față pe scenă, ai venit și ne-ai spus că ești studentă la drept și că, adică, așa ai reușit să denoți faptul că știi ce faci și că informațiile nu sunt baza ponii, ci sunt informații pe care tu le-ai experimentat și le-ai adus pentru că le-ai testat. Ai avut o structură clară, ai respectat obiectivele discursului tău și anume să te prezinți ca un expert și să faci research pe tema respectivă. Nu am simțit în niciun punct din discursul tău că nu știi despre ce vorbești. Felicitări! Din punctul de vedere al sugestiilor de îmbunătățire, consider că congruența canalelor de comunicare este esențială pentru transmiterea emoțiilor într-un discurs. În momentul în care, de exemplu, ai povestit despre acel biciclist care l-a lovit pe pieton și pietonul i-a căzut dinții, am văzut puțin zâmbet. Consider că în momentul acela se putea să lași puțin domnul voci, o poziție puțin mai iocel și să readuci emoția respectivă. Cea de-a doua sugestie de îmbunătățire este faptul că ai încercat să faci discursul cât mai puțin tehnic și ai spus asta la început. Ei bine, postura nu te-a ajutat foarte mult. Sincer, m-am simțit cum că tu ești o profesoară și eu sunt la curs. La un moment dat era așa, mă simțeam în sala de curs. M-a captat subiectul discursului și mi-a plăcut. Se putea mai bine poziția corpului. Era frumos să fii deschisă cu noi, să ne primești, să zâmbești mult mai mult și să ne simțim incluși, ca și cum îi povestești unui prieten, dacă încerci să faci tema mai puțin formală. Nu ca și cum ai fi o profesoară de la facultate. Da. Consider că începutul se putea să fie puțin mai bun. Ai început cu bună seara. Dacă începeai cu un caz mai aparte, de exemplu, nu știu, în 1900 s-a întâmplat ca un abanam și ceva care se iasă în evidență, ca să ții lumea pe bine, să se gândească, wow, și cum s-a soluționat chestia asta? Și cum? Vreau să aflu și să faci lumea să fie curioasă despre conținutul discursului tău. Felicitări încă o dată pentru discurs. Aștept progresul tău cu nerăbdare și la mai multe discursuri. Felicitări!